από επισκόπους και από κληρικούς, să ne depărtăm de episcopii și preoții, οι οποίοι είναι οικουμενιστές, care sunt ecumeniști. Και είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανένας αν ένας κληρικός ή επίσκοπος είναι οικουμενιστής. Și e foarte ușor să ne dăm seama dacă un preot sau episcop este ecumenist. Μου είπε ένας χριστιανός ορθόδοξος στην Ελλάδα, mi-a spus un creștin ortodox în Grecia, ότι εγώ πάτε, cum că eu, părinte, έχω ένα πολύ απλό τρόπο για να διαπιστώσω αν κάποιος είναι οικουμενιστής. Am un mod foarte simplu de a verifica dacă un preot sau un episcop este ecumenist sau nu. Τον ρωτώ τι γνώμη έχει για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και για τον Πάπα. Îl întreb pur și simplu ce părere are de Consiliul Mondial al Bisericilor și de Papa. Αν αρχίζει να μου λέει θετικά για τον Πάπα, dacă începe să spune lucruri bune despre Papa, că Papa είναι Εκκλησία, că Papa είναι Biserică, că είμαστε αδερφοί, și că toți suntem frați, ότι δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο, și că nu ar trebui să πλεκăm din Consiliul Mondial al Bisericilor, că καταλαβαίνω πως είναι οικουμενιστής και παίρνω αποστάσεις. Atunci înțelegem că este οικουμενιστής și mă depărtez de el, nu mă mai duc la el la biserică. O altă tropă cu urmă în antivrașume, un alt mod în care putem să protestăm, este să începem mentaxi noi, să ar fi să începem între noi, da, ca nume mia enosi, să facem o uniune, o unire între noi. Că ne fenomaste i ortodoxi paradoxiaki, ότι είμαστε πολλοί. Și să ne împărțișăm noi ortodoxi tradiționaliști, ca fiind mulți. Αν παραδείγματο χάρη σε μια επαρχία υπάρχουν 5-10 μοναστήρια τα οποία είναι παραδοσιακά ορθόδοξα. Dacă într-o επαρχία există 4-5-10 μοναστήρια care sunt tradiționaliste, ορθόδοξε, αντιεκουμενίστε. Ή σε μια πόλη υπάρχουν 5-10 ενορίε που έχουν παραδοσιακού ιερεί. Σαν într-o ενορία există 4-5-10, într-o επαρχία există 4-5-10 ενορίε care au πρέωτσι ορθόδοξα αντιεκουμενίστε. Και εμεί οι πιστοί που ασχολούμαστε με αυτό πηγαίνουμε μόνο σε αυτά τα μοναστήρια και μόνο σε αυτές τις εκκλησίες. Noi, creștinii ortodoxi, mergem numai la aceste biserici, numai la acești preoți. Să diagnosticăm iar, măcar dacă de pijenul este ca la mănăstiri. Și la asta se întrebe, dar de ce voi mergeți numai la aceste mănăstiri? De ce mergem numai la acești preoți de noi? Și atunci am să le spuneți, pentru că ceilalți sunt ecumeniști. Ένα ιερομόναχος ηγούμενος στη συνάξη μας μας είπε, επειδή μας απασχολεί το θέμα. Un ιερομόναχ din συνάξη μας ne-a spus, pentru că ne este foarte actuală această temă. Είπε, πατέρες, έχουμε τρόπους, όπου λειτουργεί οικουμενιστής επίσκοπος, εμείς να μην παριστάμε. Noi avem moduri de a face în așa fel încât oriunde slujește un episcop ecumenist, noi să nu fim prezenți. Να μην μένουμε μέρος στην liturghie, όταν liturghie ένας οικουμενιστής επίσκοπος. Atunci când un episcop vine în eparhie, a noastră un episcop ecumenist, noi nu conslujim cu el, pur și simplu ne scoatem mitrahilul și plecăm acasă. Același lucru poate să facă și credincioși. Atât pentru episcop, cât și pentru preoți. Cum trebuie să acționăm împotriva ecumenismului? Este suficient să ne rugăm? Sau trebuie să mărturisim practic prin întruniri. Poți prepina na rasume na dietul ecumenismu in archeto na cane na to maslei poli pneumatiki na cane na moru prosefii care na cadisume sto spit i prepina sinandiomaste oposipame ne είναι αυτό που δεν είναι κάποια πνευματική, ότι πρέπει να κατήσουμε στο σπίτι και να κάνουμε την προσευχή μας και να μην ανησυχούμε αυτό το πρόβλημα. Είναι σωστό ή όχι? Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε και χθες στην μεγάλη ομιλία που είχαμε σε άλλο μοναστήρι, στο μοναστήριο του Αγίου Άνου Πασσένου. La Sfântia Casiana, să răspund la această întrebare. Έχουν πολύ μεγάλο λάθος όλοι οι πνευματικοί που συμβουλεύουν να κρατούμε αυτή τη στάση. Acei duhovnici care vă spun că nu vă implicați în problema ecumenismului, să nu protestați, pentru că e suficient să vă rugați, voi să vă vedeți de mântuirea voastră, lăsați problema ecumenismului. Cred că asta e în antifelul de didascalie, chiar cu Hristul pe Dumnezeu. Ceea ce vă spun acești duhovnici este total greșit și este împotriva învățăturii lui Hristos și a Evangheliei și a Sfinților Părinți. Ασφαλώς πρέπει να προσευχόμαστε. Πίνεν
Bineînțeles că trebuie să ne rugăm. Desfalos trebuie pneumatica με την εξομολόγηση να κάνουμε τα καθήκοντά μας. Și bineînțeles că trebuie să ne spovedim și αλλά μαζί με αυτό, dar împreună cu spovedania și cu rugăciunea și cu metania noastră personală din casă, trebuie să omologăm că din pisică. Trebuie neapărat este necesar, absolut necesar pentru mântuirea noastră să mărturisim și credința ortodoxă. Ne faros. Putere, cu tărie, fără frică. Am calul în modul doamne. Dacă facem numai una, adică dacă numai ne mergem, ne spovedim, ne împărtășim, dar nu mărturisim împotriva ecumenismului, îmi este elipis și elipsit. Atunci suntem de plâns. Deoarece... Sau avem o lipsă. Avem o mare lipsă. Deoarece și Hristos le-a ori orice și omologise în mie împărstă pe un atrop. Pentru că însuși Hristos spune, cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, omologise-o ca voi împărstă pe patroajul pe mine. Și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui meu care este în cer. Că proiecumenul și vă mă de opus și o parte, de milare, că și omologie. Mai devreme am spus că al treilea fel de ateism și e foarte rugat de omologie pe mine. Am spus că cel care nu mărturisește împotriva ereziei și care stă neutru, cel care este în neutralitate, spune eu nici nu sunt ecumenist, dar nici nu mărturisesc împotriva ecumenismului, un astfel de om care are o statură neutră, de neimplicare, este un ateu, după Sfântul Grigorie Palama. Dacă Sfinții Părinți ar fi fost neutri legat de erezie, nu am fi avut nici mărturisitori, nici martiri, και θα εστερήσω η Εκκλησία του μεγάλου αυτού του θησαυρού. Și atunci am fi pierdut harul Duhului Sfânt Mântuitor din această biserică locală. Είναι λαθασμένη αυτή η γραμμή. Bineînțeles că această stare de neutralitate este total greșită. Και μπορεί κανένας να πει και τούτο ποιήσε κακή νομία φύγανε. Cea mai bună stare este tot ceea ce ne spune Mântuitor Iisus Hristos în Evanghelie și pe aceasta să o faci, dar nici pe aceea să nu lași. Chiar din proșeștii mă să și rugăciunea noastră să o faci. Și postul, și rugăciunea, și metania. Αλλά και την ομολογία και την πίστη μας με θάρρος να ομολογούμε. Da, și mărturisirea de credință cu putere. În dogmatica scrisă de Părintele Dumitru Stăniloae, întâlnim anumite lucruri care contrazic oarecum scrierile Sfinților Părinți. În ce măsură avem ca reper dogmatica, având în vedere că nu este scrisă de cineva care nu este sfânt? Din dogmatichitul Melarus Theologos Stăniloae, tipat cu necabia dicotul cu nouă mâine, de tablumea mea s-a ghiuț pateres. Pus vorume capies, ochii vorbesc, că mi-e parcă chiar din codul apopsii, cu devine aftor cu ipanei pateres. Pus vorume na efume os oros, din dogmatichitu, otan vedume orti den to eras enas puten echi capies vorest din gramii, cu anio patero. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την δογματική του καθηγητού Στανιλουάε. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την δογματικά παρήγγελα του προφέσορ Δονίου Στανιλουάε. Αυτό σημαίνει με τις δογματικές και τις θεολογίες και πολλών άλλων θεολόγων και στην Ελλάδα. Αυτό δεν συμβαίνει με δογματικές και πολλών άλλων θεολόγων στην Γρέκια. Στην Ελλάδα έχουμε δύο μεγάλους δογματικούς θεολόγους. Στην Γρέκια έχουμε δύο μεγάλους δογματικούς θεολόγους. Τον καθηγητή Ανδρούτσο. Με προφέσορ Λανδρούτσο. Și pe profesorul Trembelas. Και αυτοί όντως σε πολλά σημεία έχουν λάθη. Și din păcate, acești chiar dacă sunt mari profesori, în anumite locuri au greșit mari de tot. Διότι δεν φρόντισαν για τα θέματα στα οποία κάνουν λάθος. Pentru că, din păcate, nu au fost atenți ca oameni la anumite lucruri și au făcut greșit. Να συμβουλευτούν τη διδασκαλία του Αγίου Πατέρα. Trebuie întotdeauna, în orice spui, trebuie să te uiți să vezi ce au scris Sfinții Părinți, să fii în concordanță, să te sfătuiești cum s-ar spune cu Sfinții Părinți. Επομένως, η στάση μας απέναντι αυτών των δογματικών είναι. De aceea, poziția noastră față de aceste dogmatici este. Να εντοπίσουμε τα θέματα στα οποία κάνουν λάθη.
să arătăm clar care sunt temele unde acești părinți, Stăniloae, Trembela și așa mai departe, fac greșeli. Asta în aminte, să spunem la părinți și ne gândim de regași cum ne-ai. Și să spunem aceste lucruri, să le scoatem, să le spunem aceste lucruri, nu ne învață Sfinții Părinți. Dar ne trecoamăște, când voi filmăște, apătaia la fermă de stăupire, de politică de dascări. Dar să ne folosim de ceea de celelalte teme pe care le-au scris și în care au fost inspirați și au urmat învățătura Sfinților Părinți. Eu când am fost în dialogul teologic, am luat și aceste dogmatici împreună cu mine, dar cea mai bună carte de dogmatică pe care am avut-o era Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin, acest sfânt Ioan Damaschin nu a scris absolut nimic din capul lui, n-a făcut altceva decât să ia să citească absolut toate scrierile Sfinților Părinți de până la el și să facă un rezumat al lor. De aceea Sfântul Ioan Damaschin nu are nicio greșeală în dogmatica sa. Pentru că spune, el spune cu tărie chiar la începutul dogmaticii, ceea ce vedeți nu este nimic al meu, nimic din gândul meu. Ci numai ceea ce au spus Sfinții Părinți. Aceasta am să adun, am să sintetizez și aceasta am să vă spun numai ce au spus Sfinții Părinți dinaintea mea. Alega în afară, că eu Stăniloae, că eu Trembela și că eu Adrușuș. Datorită faptului că au unele greșeli în legătură cu dogmatica și Trembela și Stăniloae și Andruțos. Și dacă în cealaltă parte i-a urmat pe Sfinții Părinți. Dacă toți aceștia ar fi urmat în totalitate Sfinților Părinți, n-ar fi avut, vă spun de acum, niciun fel de problemă și nici o erezie în cărțile lor dogmatice. Dar asta nu înseamnă că trebuie să aducăm dogmaticele lor. Pentru că în foarte multe teme pe care le abordează sunt foarte analitici și foarte buni. Ce părere aveți despre în alt preasfințitul mitropolit Serafim al Pireului? Poate fi considerat un luptător și un mărturisitor al Ortodoxiei? Finomizete iatron agio Serafim Pireus, inenas polivistis che omologitis Ortodoxia simena. Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ είναι μία ελπίδα για την Ορθοδοξία. Μητροπολίτης Σεραφείμ είναι ο καντήριστε για την Ορθοδοξία. Εμείς, επί χρόνια τώρα, Νόη, δε Μουρτσιάν, ιδιαίτερα αφού ανέλαβε τον αρχιεπισκοπικό χρόνο στην Ελλάδα ο Μακαρίτης, αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Δε κρίντ αλουάτ τρόνου αρχιεπισκοπάλ αλ Βησέλης Ιγκρέσι εκέλε του βέσνικα πομελίρε Χριστόδουλος αλ Γκρέτσι. Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αμαβούτ το μάρε προβλήμα φόρτε μάρε του αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλος. Δεν τολμούσε να μιλήσει ούτε ένας επίσκοπος. Nu îndrăznea pe timpul lui Hristodulos, arhiepiscopul lui Hristodulos, nu îndrăznea să vorbească niciun episcop împotriva ecumenismului, nici chiar Serafim de Pireu. Pentru că Hristodulos intervenea în eparhiile mitropoliților, niciun mitropolit nu avea curaj să vorbească. Και λέγαμε, δεν θα μας στείλει ο Θεός ένα, δύο, τρεις επισκόπους να βγουν αυτοί μπροστά στον αγώνα. Și ne gândeam atunci noi cei care scriam pe față și luptam împotriva ecumenismului fără a avea era, oare Dumnezeu nu ne va da măcar unul, doi, trei erari care să mărturisească și care să urmăm și noi, pentru că noi vrem episcop, noi nu vrem să fim fără episcop, dar să fie episcop ortodox, urmașa Sfinților Părinți. Și o Threos este, Dumnezeu, și atunci a
Dumnezeu l-a trimis în mod providențial pe Mitropolitul de Pireu. O prior se rog că până acolo ne-a interproștat și o ușul și acolo ne-a scășovat afermătarea că din nostru. Care de mulți ani este primul în luptă împotriva ecumenismului și a tuturor temelor de referință. Că mă zic că Mitropolitul Pireu se pune în afarisi de alii episcopi. Și împreună cu Mitropolitul de Pireu au început unul câte unul și toți ceilalți episcopi să capete curaj și să mărturisească împotriva ecumenismului. Chiar cum ar fi fie, întindeți mă și... Așa că nădejdea noastră a crescut foarte puternic. Poate să fie fie o arismostul de episcopi. Și sunt sigur că în următorii ani, numărul episcopilor, mitropoliților care vor mărturisi pe față împotriva ecumenismului, va fi foarte mare în Biserica Greciei. O patir Rafael Noica. Nu să pierd în piele Rafael Noica? Nu cunoaște, nu știe cine este pe Rafael Noica, așa că... Este românica peste. O genoda Rafael Noica, părintele Rafael Noica a afirmat: vădit, acestea sunt vremurile de pe urmă. Ce le puteți spune despre aceste vremuri? O genoda Rafael Noica cu Astiches Soesex, Itanematitistul Sofroninu, genoda Sofroninu, ipe autotoprama, pediamu, zume, taesca, taesca. Tim pozite nam aspite, e autotoprama. Mi-a fost cane fost probleme de a fost la proiectul meu și a dar am răspuns la această întrebare. Ori ca nu la toți face greșeli. Că ea e ca nu la și sfinții fac greșeli. Altă întrebare este, și întrebarea am să o pun puțin altfel. Ce părere aveți despre pictarea Sfintei Treimi ca un moș cu barbă alături de Fiul și cu Duhul Sfânt? Sau ce părere aveți despre icoana lui Rubliov care înfățișează, sunt înfățișați trei îngeri și care este numită Sfânta Treime sau legată de Triunghiul care apare în multe biserici având un ochi în mijloc? Sau această reprezentare a Sfintei Treimi. Lede iatim icona Saidias Priados cu emfanize pe o patera sorosena gheronda megali genia che to agio pneuma, che to patera, che to agio pneuma υπάρχουν ne actines cu ergonde che από τον patera che από τον agio pneuma αυτή είναι η πρώτη μέρος προς τον αριστερό και η δεύτερη είναι αλλά πριν μιλήσει για την εικόνα του Ρουμπλιόρ που εμφανίζεται τρεις αγγέλους και λένε ότι αυτή είναι η Αγία Τριάδα. Με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί επεκτημένως. Βγάζω να σας πω ότι αυτό θέμα με ακουπά πάρα πολύ. Και μάλιστα έχει γράψει και ο γιος μου μοναχός μια ειδική μελέτη για το θέμα αυτό. Και ο φίλος μου, ο οποίος είναι μονάχα, ο σκρίς ο Λουτράρε. Ο πατήρ Σεραφείμ. Părintele Serafim a scris pe această temă o lucrare foarte, foarte bună, chiar dacă filmul nu l-a avut. Eu când la fătmetul tema, acum m-a roșit ipotimologii despre principiul și nealare. Pentru că stiliștii în Grecia s-au redespărțit acum între ei, au făcut o schismă între ei, tocmai datorită acestei icoane cu reprezentarea Sfintei Treimi ca având fiind un moș bătân cu bară. După sindromă, să spun, de-a fiu logo, αυτή η παράσταση της Αγίας Τριάδος. Αν σας βασπούν φάρτε πεσκούρτ, τι είστε. Δεν είναι ορθόδοξη και πρέπει να εγκαταλειφθεί. Τι είστε αυτή η ρεπρεζεντάρε ας Σφίντε Τρίμ. Αυτή η ρεπρεζεντάρε ας Σφίντε Τρίμ νου είστε ορθόδοξη και πρέπει να δισπάρετε την πάτε μισέρετε. Καταρχήν έχουν γίνει μελέτες από ειδικούς αρχαιολόγους. În primul rând s-au făcut cercetări de către arheologi ortodoxi care ascultă de iconografie, care se ocupă de iconografie, și care au demonstrat faptul că această icoană cu tatăl fiind ca un moș bătrân și Duhul Sfânt în formă de porumbel, ne vine de fapt din de la papistaj, de la romanul catolic. Și o depindă potrivit că pentru eona publică sunt ortodoxi. Și tu această așa zisă icoană, care este o idolatrie, a ajuns în secolul XV în Biserica Ortodoxă și nu a existat.
existat înainte de secolul XV. Cu noi se omoștește viața și din turcocrația. Din păcate, în perioada turcocrației, logo amnăsires. Datorită faptului că oamenii nu erau catehizați, a căpătat, a fost pusă în multe biserici. Poste școli se căspoade onoruș. Chiar și Sfântul Munte, pentru că vom vedea reprezentarea ale acestei trăiri, de fapt o idolatrie. Eu acum e acum împotrie arheografiei, arheoriticiei. Și multe case care fac arheografie, chiar părinții, monarhi, cu viața sfântă, geografie și închetiești până sunt în icoană. Au pictat această, așa zisă, icoană. Για τι εικόνα αυτή δεν είναι ορθόδοξη. Δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα είναι στο ορθόδοξο. Για δύο τρεις πολύ βασικούς λόγους. Την πρώτη μοτίβε πάρτε πριν πολύ importante. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι μέσα στην Αγία Τριάδα δεν υπάρχει χρόνος. Γνωρίζουμε τότε και στον Τατρίνα δεν existe τίμ. Και ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι όλα σύγχρονα. Și că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt împreună, există împreună. Δεν είναι αρχαιότερος ο πατήρ του Υιού, ούτε του Αγίου. Δεν είστε μάι πατρίν τάτα δεκα φίλους, ή νίστε και του Βουσπέν. Αφού υπάρχει πατήρ, υπάρχει και Υιός και υπάρχει και Άγιο Πνεύμα. Εν αγέλα σύμπρο, να εξιστε τάτα, να εξιστε και φίλου, να εξιστε και του Βουσπέν. Είναι όλα σύγχρονα και αίδια και αιώνια. Σύντ τότς εμπρεούνα, εν αγέλα σλάβα και την τότε αούνα. Αυτή λοιπόν η παράσταση. Deci această reprezentare păruștează cronicii diafora. Arată o diferență de timp între cei trei. Că păruștează Domn Pătere și îl reprezintă pe Tată și-a lui de mergalitelor și-a potunilor. Ca și cum ar fi mai mare decât Fiul. Diodul îl păruștează Ios Gheronda Miaspra. Pentru că îl reprezintă ca pe un bătrân cu barbalul. Că Toniodul îl păruștează Neotor. Iar pe Fiul îl reprezintă mai tânăr. Oriș Asprahenia. Fără barbă, astră, albă. După menuș Is Άγιε τον χρόνο μέσα στην Αγία Τριάδα. Και παρουσιάζει ότι ο Υιός είναι νεότερος από τον Πατέρα. Το δεύτερο και χειρότερο είναι. Αυτό είναι το μοτίβο που είναι καλέστε ερέτικα και αυτή η εικόνα και που είναι πολύ μεγάλη από το πρώτο. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη υποτίμηση του Αγίου Πνεύματος. Είναι φάτου ότι απάρε Δούπουλ Σφύντ πολύ κεντράλ. Διότι δεν παρουσιάζεται πρώτη στο Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο. Pentru că Duhul Sfânt, a doua problemă și cea mai gravă este că pe Duhul Sfânt îl reduce făcându-l ca un animal, ca un porumbel. Δεν είναι πρόσωπο, αλλά παρουσιάζεται σε ένα ζώο, ως περιστέρι. Îl reprezintă ca pe un animal, ca pe un pasăre, ca pe un porumbel. Αλλά ως περιστέρι το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε μία φορά στο Ιορδάνη. Noi știm că Duhul Sfânt s-a arătat la râul Iordan ενίκη περιστέρα. Αυτό είναι μία συμβολική εμφάνιση. Nu s-a transformat în porumbel, ci s-a arătat în chip de porumbel. Adică vreau să trăiesc în Triada, avem de peristeri. Duhul Sfânt, în Sfânta Treime, nu este un porumbel. Adică vreau să trăiesc în Duhul Sfânt este persoană. Opus de prosopul Patirului, opus de prosopul Tatăl. Așa cum este persoană Tatăl, așa este persoană și Duhul Sfânt. Că de hirotără e unul din părușiații cu Agiu Pneumă, anamnesă, stă-n Patera, că stă-n Ior. Cel mai grav este că îl reprezintă pe Duhul Sfânt acest porumbel. Că ne-a deschis și pe filiocul într-o papicon. Între Tatăl și Fiul, ca să întărească tocmai elezia filiocului, elezia capală. Păi e corect de chef, tu patroș, chef cu Iu. Cum că ar purcede și de la Tatăl și de la Fiul. Γι' αυτό η Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι τον 15ο που μας είχε αιώνα αυτή η εικόνα υπατική. De aceea Biserica Ορθόδοξα până în secolul XV, când ne-a venit această pseudo-icoană de la Papistaș, δεν έχει απεικόνηση της Αγίας Τριάδας. Niciodată, dar niciodată nu a reprezentat iconografic Sfânta Treime. Διότι η Αγία Γραφή λέει, pentru că Sfânta Scriptură ne spune, ότι όποιος βλέπει τον Χριστό, că cine vede pe Hristos, βλέπει την Αγία Τριάδα. Vede Sfânta O oracose me e ora de către Patera. Cel care m-a văzut pe mine, l-a văzut și pe Tatăl. Că ectos aftu, și în afară de aceasta, υπάρχει στη συνέχεια από κάποιο αιώνα και μετά. Există de anumite secole și pe urmă. Η συμβολική παράσταση της Αγίας Τριάδας. O reprezentare, putem să-i spunem, doar simbolică, în niciun caz reală. Δεν μπορούμε να αποκονίσουμε την Αγία Τριάδα, αφού δεν είδαμε. Nu putem niciodată, este interzis în Biserica Ortodoxă.
să reprezentăm, să reprezentăm Sfânta Treime, pentru că nu l-a văzut nimeni pe Tatăl. Ala, vlem unde ești pe un Hristos, vlem unde ești pe Tatăl. Deci este suficient să vedem pe Hristos și atunci îl vedem și pe Tatăl și pe Duhul. Ala, îmi place că Hristos și Gheleam cu mie iconă pe Liturghia Striatos. Dar, mă rog, simbolica, iconica. Ca să avem o imagine iconică, doar simbolică, care să, doar să schițeze, să traseze ceva. De fiindcă Liturghia Striatos. Am acceptat ca fiind doar ca un simplu simbol al Sfintei Treimi. Na, pe codice de metinicone de sfiloxenie, știu așa. Să se reprezinte, dar, mare atenție, nu se numește Sfânta Treime niciodată, ci este numită Filoxenia lui Avram, adică buna primirea de străină lui Avram. După cei trei angeli, unde cei trei îngeri, in apolitos omnii, înseamnă foarte, este, sunt identici unul cu celălalt. Nu există nicio diferență în rândul celor trei îngeri, de-aia era ungeri. Vă puteți face diafora, n-am să se aproșă pe să fie striatul. La fel cum nu există nicio diferență între persoanele Sfintei Treimi. Apoi, și-a scris și icoana lui Rubiov, de nechică în aprofină. De aceea, icoana pictată de Rubiov, a filosenit lui Abraham. Tu l-ați văzut și icoana lui Rubiov, nechică? Nu are o problemă absolută. Ori, văd pe mușcarea între Don Avram, Chetisarea. Problema cea mai mare atunci în icoana lui Rubiov este următoarea. De nefiloxenire pe Avram. Este următoarea. Anume că în această icoană trebuie întotdeauna să fie reprezentat și Avram și Sara, nu numai cei trei îngeri. E la fel de o tine mie istoricie, iconicie, fanatică, da, istoricoche, cunoști cu ele, pe o primă parșiază e el ca să arate, ca să ne arate că este vorba de un moment istoric care ne reprezintă, Vechiul Testament, în care pur și simplu trei îngeri au fost trimiși de Dumnezeu ca reprezentanți ai lui Dumnezeu, ai Sfintei Trei. Nu a venit Sfânta Treime ca trei îngeri la Avram. De aceea, întotdeauna, trebuie reprezentați și Avram și Sara. Dar vă dăm o toate să vedem pe geografie. Acum văd că vă uitați tot la acolo. Bine, e cum îi venia să scrie, Ghi? Gădii, practic, e la zău și ne-am de Ghi. Exemple didactice. Nu, nu este greșit, doar că trebuie adăugați Avram și Sara. Noi, e Chris Angelic, că tot nu-i scustor. Cei trei îngeri sunt corecți. De voi, e vorba de fărat prime să mănăstiri și să erosorim. Odată am fost la mănăstire la Ierusalim. Όταν είδα σε μοναστήρι σε καινούργια γεωγράφηση. Σι άμπο, κρίμα μου ήταν να μας δεις άμπο στον πιτάρε περέντ. Να παρουσιάζεται αυτή η παπική αγιοτριά. Κρίμα μου στον πιτάρε περέντ. Σκοντά τρέιμε παπίστα, αντίκα μόσιο που μπορούμπελου και που φιστός. Είπα στους ανθρώπους που με ακολουθούσαν. Λέω αυτού του ανθρώπου που με γουρμάω, ήταν ο πρόεδρο που μείνε. Ότι αυτή η παράσταση είναι παπική. Λέω αυτού και αυτή η ρεπρεζεντάρα είναι παπίστα. Και φύγωσε ο γέροντα εκεί και ο μοναχό. Όχι, μπορεί να είναι από όλο καρέ, απέναντι για τι σπέντε, α σου πάνε από όλα τα και μου έβαλαν τι φωνέ. Σε αρχή που σα τρίτσε να μείνε. Εμεί εδώ και αυτή την εικόνα την πήραμε από τον παππού μα, από τον προπάπου μα, την έχουμε παραδοσιακή. Σε βρίσκε σε ένα σπέντε σπέντε, και αυτή η εικόνα μου από τα στραμπουνίκου μου, και στραμπουνίκου μου, αλλά και στραμπουνίκου μου, γιατί είστε ορθόδοξοι, που ποτέ σα πούνε τα acest bătrân care este obicei de altfel. Că din acum la acest Are un prieten care ușor a reușit să schimbe, să facă, să scoată această icoană. Această întrebare ne puteți spune care este poziția Patriarhului României vis-a-vis de ecumenism? Părintele, de unde să știe poziția Patriarhului României? Poate să ne spună despre Patriarhul său, Patriarhul Bartolomeu. Despre Patriarhul României, doar ceea ce aude. Întotdeauna când vorbim despre o anumită persoană, trebuie să avem și dovezi în ceea ce spunem. Să nu aruncăm vorbe, pentru că atunci nu mai suntem credibili, nu?
Ήταν εδώ μια ερώτηση, επειδή είναι η στάση του Πατριάρχου Ρουμανία για το πρόγραμμα του οικουμενισμού. Είπα ότι εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε, εσείς ξέρετε το πρόβλημα της τοπικής εκκλησίας τα πιο πολύ. Απήντησα και χθες ότι εσείς οι Ρουμάνοι ξέρετε καλύτερα. Αν μας πούν και για αυτή την ερώτηση, αν είμαι εγώ οι Ρουμανίες και εσείς μαζί. Εγώ είμαι από την Ελλάδα. Εγώ είμαι από την Γκρέσια. Δεν μου ξέρω. Ξέρω και εγώ πολλά πράγματα. Στιούσιο μου τελούπου. Αλλά εγώ είμαι φιλοξενούμενος της Εκκλησίας της Ρουμανίας. Εγώ σαν τα είχα invitata al Biserici Ορθοδόξε Ρωμένε. Είμαι φιλοξενούμενος του Αρχιεπισκόπου. Σαν την invitata al Αρχιεπίσκοπουλη. Τόμιδος. Τόμισουλη. Και δεν θέλω να μιλήσω για πράγματα. Συνού πράγματα βορμπές δεν σκάνουν οι τελούπρες. Τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Καρε πότσε κρέζε προβλέμε μάτι. Προβλέμε Nu vrem, nu am venit să trăim în cazul din ora. Εγώ μάλιστα ευχαρίστησα. Εγώ μάλιστα ευχαρίστησα τον Πατριάρχη. Eu i-am mulțumit Patriarhului. Eu puneam să mă că se vază mai și am trimis dragostea mea. Διότι κατά την ομιλία που έκανα στον καθεδρικό ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Καθώς την αμφωτού το ομιλία στην καθεδράλα Δεσπορίτελε Θεόδωρο Ζήσης, για μουλτσουμίρ Πατριάρχου Ρωμανίου και για τριμής δράγωστα και βενεράτσια σα με τον Πορίτελε Πατριάρχ Δανίελ, atunci când a slujit în catedrala episcopală a Tomisului, este că peste amenul. Care a trimis un reprezentant al său ca să-l cinstească pe Părintele Teodor. Din erotism vine toaiul pneuma. Întrebarea, am să pun întrebarea puțin diferit decât este aici, pentru că sunt mai multe întrebări și am să încerc să desintetizez. Tediorul erotice și legii pomonia. Puțină răbdare, mai sunt câteva întrebări. Ala fă-i popară de că lumele se erotice și legii nu te adefete. Dar văd că dacă tot trimiteți întrebări, înseamnă că vă interesează tema. am să sintetizez, pentru că sunt mai multe întrebări la rând. Ideea este următoarea. Mântuitorul Iisus Hristos spune că Duhul Sfânt suflă unde vrea. Dacă Duhul Sfânt suflă unde vrea, de unde știm noi că Duhul Sfânt suflă și la un protestant sau chiar la un ateu sau la cineva din altă religie? De unde știm noi că Duhul Sfânt, care este peste tot, nu poate să facă ce vrea și nu poate să mântuiască pur și simplu pe cineva care nu este neapărat ortodox? De ce trebuie să ne limităm numai la ortodoxie și să spunem că numai ortodoxie este credința mântuitoare? Adică sunt atâția mii de chinezi, sunt atâția mii de oameni care nu-L cunosc pe Hristos și care, adică să spunem că toți acești mii, aceste mii de oameni nu ajung la mântuire. Ξέρουμε ότι ο Χριστός είπε ότι το Άγιο Πνεύμα πνέει όπου θέλει. Αυτό ως ερμηνεία μπορούμε να πούμε ότι αφού πνέει όπου θέλει το Άγιο Πνεύμα, γιατί πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο για την Ορθοδοξία, αφού υπάρχουν τόσο Κινέζοι, εκατομμύρια άνθρωποι που είναι σε θρησκείες τους και δεν μπορεί το Άγιο Πνεύμα να δουλεύει και μέσα στις ψυχές αυτούς. Καλά, είναι δυνατόν η Αγία Γραφή να αντιφάσκει προς τον εαυτό της, να λέει αντίθετα πράγματα προς τον εαυτό της? Credes că este posibil ca Sfânta Scriptură să spună lucruri care să se contrazică una pe alta? Η Αγία Γραφή λέει το Πνεύμα όπου θέλει πνεί. Bineînțeles că Sfânta Scriptură spune că Duhul Sfânt suflă unde vrea. Dar spune iar un rog. Dar spune în legătură cu alt,
o spune din alt motiv. Iar Hierarhia e omos, Sfânta Scriptură spune că Hristos și Spiritul Agiu Pnevmat, o pe femeie mesă să ne Eclisie. Spune că Duhul Sfânt va fi, Dumnezeu va trimite pe Duhul Sfânt care va rămâne în biserică. Dumnezeu Agiu Pnevmat, meni, monima, monu mesă să ne Eclisie. De aceea Duhul Sfânt rămâne pentru totdeauna în biserică. Ne spune că oamenii Hierarhia e din casă lui Agiu Pnevmat, o să ne merge pe Pentecostis. De aceea atunci când Duhul Sfânt se coboară în ziua coborârii Duhului Sfânt. Se spune că Duhul Sfânt s-a așezat deasupra apostolilor. S-a așezat pentru totdeauna deasupra apostolilor. Hristos spune că Duhul Sfânt va rămâne în veac cu voi și vă va conduce numai în biserică. Acest cuvânt al Evangheliei care spune că Duhul Sfânt suflă unde vrea, nu înseamnă niciun caz că există mântuire pe Sfânt. Duhul Sfânt are multe lucrări. Duhul Sfânt, bineînțeles că lucrează și în afara bisericii. Și cum lucrează în afara bisericii? Luminează, se duce, lucrează în inimă, intră în inima tuturor păgânilor și încearcă prin metodele ei știute să-i aducă la ortodoxie. Dar în niciun caz să-l lase în islam sau în păgânism, ci întotdeauna îl va conduce, indiferent de unde va fi, numai în biserică. Și atunci când a spus Hristos, Duhul Sfânt suflă unde vrea, vroia să-i spună lui Nicodim, care a pus întrebarea, vroia să spună că Duhul Sfânt lucrează acolo unde noi nu vedem. Deci faptul că Duhul Sfânt lucrează acolo unde dorește, unde vrea, aceste lucrări care se fac în ascuns de noi, pe care noi nu le înțelegem. Să avem grijă să nu interpretăm în mod eronat și împotriva Sfinților Părinți Sfânta Scriptură. Niciodată Sfânta Scriptură nu învață împotriva ei. Deci Duhul Sfânt suflă, dar suflă întotdeauna în chip ortodox. Încep să mă simt ca și cum aș da examen. Să atunci mă ritați cu cartul de diapandum să vă visiți. O altă întrebare este, ne putem împărtăși în fiecare duminică sau numai copiii mici se pot împărtăși? Dacă trebuie să postim și sâmbăta pentru a ne împărtăși, tinerotisine, porumena kinonisume kathi kiriaki i mono tamikrape dia tamidia porumena kinonisume kathi kiriaki prepi na nistevume sabato prin via kinonia. Această temă am discutat-o și într-o mănăstire. Răspunsul meu va fi scurt. Υπήρχε κάποια συνήθεια αντιπαρατοσιακή και αντιπατερική. Există un obicei antipatristic și antitradițional, η οποία κράτησε πολλούς αιώνες, care există de foarte multe secole, και σε πολλές ορθόδοξες χώρες, și din păcate în multe țări ορθόδοξε, και στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, și în Grecia și în România, η οποία έλεγε ότι πρέπει να κοινωνούμε 3-4 φορές το χρόνο, care această rea învățătură spunea că trebuie să ne împărtășim doar de 3-4 ori pe an. Όχι κάθε Κυριακή. Nu în fiecare duminică. Όταν μάλιστα σε παλαιούς χριστιανούς πιστούς και σε παλαιούς κληρικούς λέγαμε ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά.
Bineînțeles că părinți cu experiență spuneau că trebuie să ne împărtășim mereu. Ele că ca la tine fie chinonia șupă. În momentul în care creștinii începeau să citească scrierile Sfinților Părinți și mergeau la părinții mai bătrâni ca duhovnici și le spuneau: Părinte, dar în scrierile Sfinților Părinți scrie că trebuie să ne împărtășim în fiecare duminică. Acești părinți le răspundeau: dar ce e Sfânta Împărtășire? Împărtășanie este ciorbă, e supă? Eu am avut experiență foarte urâtă ca preot, foarte urâtă ca preot. Pentru că m-am aflat în Creta, ca preot profesor și profesor tânăr. Și în Creta există acest obicei de a se împărtăși credincioși și numai de 3-4 ori pe an. Pire de Pontiela Vameros, în arhiereticos și liturgul de arhierici. Am participat la o liturghie cu foarte mulți episcopi. Și de la Metimișul episcopi, chiar și cafighetit, e tenurgiu ierea. Și pentru că era de curând hirotonit preot. Nu-i până apară o negotă, o potiri, o metaforul Feu. Și dorim ca să mă cinstească, pentru că știau că sunt profesor și fusesem, eram cunoscut. Mi-au zis ca să iau eu Sfântul Potir la împărtășania credincioșilor, la cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, tot să vă apropiați, să iau Sfântul Potir, să ies afară ca să împărtășesc pe oameni. Bine de cont ai eu potir, eu. Așa că am luat Sfântul Potir. Și am cerut lingurița și șervetul pentru Sfânta Împărtășanie. Te unde te localizezi? Și răspunsul la arhierei mi-a spus: ce îți faci cu lingurița? Păi, și a zis, păi nu o să se împărtășească oamenii, nu o să se șteargă, cum, cu ce o să-i împărtășească? Păi, le-ai ca nevoie să te gândești. Nu, dar nu se va împărtăși. Aici, credincioșii se împărtășesc numai de Paște, de Crăciun, de 15 august, și de Sfinții Apostoli. Că toate se mitopiise. Și atunci am înțeles ce rău a făcut. Και πώς ο δίκαιο είχαν οι αγιορείτες οι οποίοι τον 18ο και 19ο αιώνα. Ce rău s-a întâmplat și ce dreptate au Sfinții Părinți Aghioriți în Sfântului. Vreau să vă spun că un lucru extraordinar, că această greșeală a fost îndreptată de către Sfinții numiți Sfinții Colivați. Pentru că una din temele care s-a discutat în Sfântul Munte era și tema Sfintei Împărtășanii. Și părinții au spus că trebuie să ne împărtășim în fiecare duminică. Acești părinți care au spus acest lucru, că trebuie să ne împărtășim în fiecare duminică, în acea perioadă, în secolul XVI, i-au dat afară din Sfântul Munte, pentru că tradiția care exista atunci era să nu se împărtășească. Să vă spun cine a fost dat afară din Sfântul Munte. A fost dat afară din Sfântul Munte Sfântul Nicodim Aghioritu, Sfântul Atanasie Parius. Bineînțeles, nu era numai această temă, era și tema parastasului. Dacă trebuie să facem parastase sâmbătă sau duminică. Și ca să nu mă întrebați și lucrul acesta, am să vă răspund deja că tradiția Bisericii Ortodoxe este ca parastasele să se facă numai sâmbătă și în niciun caz nu se pune ectenie în timpul liturghiei. Slavă Domnului, în Grecia, acum această învățătură a șarmiților Sfinților Colivați, adică Sfântul Nicodim Aghioritu, Sfântul Atanasie Parios și alți mulți Sfinți Părinți, care au adus de față scrierile marilor părinței Bisericii, care ne arată că trebuie să ne împărtășim în fiecare duminică. Și chiar mai des, de 2-3-4 ori în săptămână. În timpul Sfântului Vasile cel Mare există de la Sfântul Vasile cel Mare, cum că ei se împărtășeau de 4 ori pe săptămână. Dar bineînțeles să nu uităm că cei care se împărtășesc trebuie neapărat să aibă duhovnici și să Datorită
a ceea ce a făcut Sfântul Munte? Cinerata chinonul polisignaia. Deși în perioada respectivă sfinții care au adus pe sfinții părinți în prezent și au fost dați afară atunci de atoriții care nu cunoșteau, dar puterea exemplului lor a dus ca astăzi ceea ce Sfântul Nicodima Ioritu, Sfântul Atanasie Bario și alți sfinți părinți învață, este că astăzi în Grecia se împărtășesc des, se împărtășesc duminica. Și se împărtășesc foarte mulți în fiecare duminică. Și vreau să vă spun în legătură cu binecuvântarea duhovnicului. Aceștia se împărtășesc nu numai duminică, ci și în timpul săptămânii. Vreau să vă spun că duhovnicul poate să oprească de la împărtășanie, dar nu se-i spună cuiva când să se împărtășească, ci numai să-l oprească canonic. În legătură cu tema postului, aceia care țin posturile rânduite de biserică, adică miercuri, vineri și posturile mari, tot anul, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că tot anul, înseamnă că tot anul, miercuri și vineri, postim fără ulei de măsline, așa cum este obiceiul, și că postim tot postul Paștilor. Ca numele este simere și alabă din zbier. Și mâncăm tot postul Paștului fără atenție, ulei de măsline. Care totul s-a dat exavatul de Chiriachis. Dar nu postim, în afară de sâmbătă și duminică, în care postim cu ulei și cu vin și așa mai departe. Ochii de continuu în aceste sinistrie, școlă tu etuși. Cine țin aceste posturi tot anul? Chiesu Agiu Norul și chiesu în episiatice la. Și în Sfântul Munte, în tot Sfântul Munte. Și în Biserica Grecii. Archimia imera nistie, tosată. Este de cei care țin toate aceste posturi. A fost acolo că prelumenul și practică ministerii. Nu este de cei care țin aceste posturi miercuri și vineri, se pot împărtăși fără probleme duminică. Merechim acestea epigichii spunematicii, lângă ori vorbim o farică nici o sabără de mesimerii, ena la ferofagitor, acolo e ligolate. Vreau să vă spun că rânduiala care s-a păstrat și în Sfântul Munte și peste tot, este că seara, înainte de culcare, se mănâncă ceva ușor, ceva de post. Eu de fapt că nu aș putea să iau frumosul domnul sabătul, prea pentru că trebuie să avem grijă să nu călcăm canonul apostolic care spune că numai în sâmbătă mare avem voie să postim. Primul sabătul de mesivere pe urmă canonul de catare și la viu. Așa că sâmbătă seara sau după ce am mâncat așa. Aratovare trome în afurtă, trome cadiată, că ne-a liberat pandemicii în oriunde. Seara putem să, bineînțeles, nu o să mâncăm să ne umflăm, ci o să mâncăm o fructă sau ceva ușor. Ca să vă spun așa, postul este pe durata nopții sau din seara sâmbetei până duminică dimineața, adică în timpul somnului și de seara. Sau mănăstiri de avea e parcă mâncat de zi afropiși. Bineînțeles că există mănăstiri care au diferite, să zicem, tradiții locale în Împărtășani. Că vorbim în urmă, nu și la economii și unde a fost la practică. Poate egumenul sau maica să ajusteze cumva în funcție de programul mănăstirii. Poate își vrea să-ți indica asta pleșe de obiei în legătură, dar să nu, având în vedere aceste canoane, adică postul de sâmbătă este interzis de canoane și așa mai departe. Tipu, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre apelul la autoritate și pătrunderea clericalismului în biserică? Eam putut în aspect de teologia, iar din iată clericalismo, că tot dezdără, iată, n-a să scris o pioreție, όταν κάποιον είναι μεγάλος, είναι μεγάλος καθηγητής, πρέπει να τον ακούμε ό,τι βλακία λένε. Νομίζω πως ο κληρικαλισμός σημαίνει ότι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν μια τελείως εξαιρετική θέση η κληρική
clericalismul înseamnă că îi facem pe preoți, pe diacon și pe episcop, ca fiind departe, cumva ar avea un loc deosebit față de ceilalți oameni. Că ori i laicii venea cu camiexe. Și cum că laicii nu intră în acest cerc restrâns, care sunt preoții, care sunt cumva un fel de cerc, să spunem, castă. O clericalismul? Clericalismul. Bine, mie atași, știi, papichie creștină. Clericalismul, bineînțeles, este partea a papistașilor, a bisericii papistașilor. Care consideră că clerul este ceva diferit de poporul prost, de poporul simplu. Se numește din parhie clericalismul. La noi nu există clericalism în biserica ortodoxă. Sau mai bine zis, nu ar trebui să existe clericalism în biserica noastră ortodoxă. Fiul de Merecheaș poate și apoi epitra și papichie. Pentru că de foarte multe ori, datorită influențelor papiste, și la noi a apărut clericalismul. La noi toți care ne împărtășim duminical cu trupul și sângele lui Hristos, toți care suntem botezați în numele lui Hristos, suntem mădulare ale unui singur trup al lui Hristos. Și fiecare mădular, adică atât preotul cât și laicul, au aceeași valoare în fața Sfintei Împărtășanii lui Hristos. Deci niciunul, atât preotul cât și laicul, sunt egali în fața trupului lui Hristos. Poate să existe cap fără mâini, fără trup, fără picioare, De aceea toți sunt de valoare în biserică. Sfântul Nectarie are o lucrare foarte frumoasă despre puteri în biserică. Nu mi-aduc aminte exact, o să vă spun numai sensul ei. Lento axioma spune puterea biserică. Δεν δίνει αξία πνευματική ή ηθική σε αυτόν ο οποίος το κατέχει. Puterea biserică nu îi dă celui care o are nici moralitate, nici nu îi dă ceva deosebit, de exemplu, de a se putea împărtăși preotul față de laic mai des, iar laicul să nu se împărtășească. Nu îi dă în mod magic preotului puterea mai mare sau dacă el slujește liturghia se împărtășească, iar laicul nu, spre exemplu. Axia vine monul, iar etica e aviotica. Puterea este dată în biserică numai de bărbăția duhovnicească și de sfințenie. Deci poate să existe în biserica ta, de exemplu, preote, poate să existe un laic, ultimul laic din biserică care să fie sfânt și plin de virtuți, să aibă mai multă valoare decât episcopul tău și decât patriarhul. Și chiar mai mult decât anumiți profesori, care fac pe înțelepții și cred că ei le știu pe toate. Numai sfințenia și bărbăția duhovnicească dau putere în biserică, în niciun caz treapta de preot sau episcop sau diacon sau faptul că slujești. Burumena se poate împărtăși de mai multe ori cu o singură spovedanie. Boli capion na kinonisi poles pores na kani exomologi simono mia fora. Νομίζω πως δεν είναι απαραίτητο να εξομολογούμαστε κάθε φορά πριν από τη Θεία Κοινωνία. Nu este necesar ca să ne spovedim de fiecare dată înainte de Sfânta Împărtășanie. Dacă avem părinte duhovnic cu care ținem legătura tot timpul, și dacă această legătură este continuă și mărturisirea, pentru că mărturisirea păcatului este ceva continuu, și ne împărtășim, putem să treacă o perioadă, să zicem, o lună, două, trei,
και δεν νιώθουμε ότι έχουμε κάτι στο βάρος, κάποια αμαρτία, η οποία να είναι εμπόδιο για να πάμε να την εξομολογήσουμε. Nu simțim, de exemplu, că, nu simțim, de exemplu, că avem un păcat mare care să ne oprească pe noi, să ne facă nevredi de Sfânta Împărtășanie. Όχι λοιπόν η εξομολόγηση κάθε φορά πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Deci nu este necesară spovedania de fiecare dată când ne împărtășim. Αν όχι η εξομολόγηση κάθε 2-3-5 χρόνια, συχνά να κάνουμε την εξομολόγηση. Dar haideți să nu uităm de Părintele Duhovnic și să nu uităm că legătura cu Părintele Duhovnic să fie necetată. Διότι ο άνθρωπος στα μαρτάνια λέει η αγερφή. Să nu uităm că omul păcătuiește în fiecare clipă. Και αν μία ημέρα ο Φίλος πέφτει. Chiar al mărturiei, el este păcătos. De aceea, legătura cu duhovnicul sau mărturisirea gândurilor să fie aproape continuă față de duhovnic. Deci, îi par cu proșul pe care nu mai vor să mărturiesc. Există oameni care spun, eu nu am păcate. De ce la Pavlina Ciumorizor? De ce să mă duc să mă spovedesc? Este de aproximit de ce ține mă duc Iisus Cătăstrași. Acești oameni care spun că nu au păcate și nu au duhovnic, în niciun caz nu se pot împărtăși. Bine, pentru mărticarul înseamnă că ei sunt bolnavi duhovnicești. Putem avea o legătură de prietenie cu un eretic, cu rumen anume chinonicheschesc, pentru sereticus? Numesc-o ότι εφόσον ζούμε σε κάποιες κοινωνίες, atâta timp cât trăim în anumite societăți, όπου υπάρχουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας και παπικοί και προτεστάντες. În țări care în jurul nostru trebuie să avem de-a face vrând-nevrând cu protestanți, cu papistași. Să prindem tot lume de felul ăsta. Trebuie să vedem această temă. Με λίγη ευαισθησία. Trebuie să privim să privim puțin nuanțele acestei probleme. Desigur că în Sfânta Scriptură spune foarte clar că pe eretici nici bună ziua nu trebuie să le dăm. Să nu-i spui bucură-te vreunui eretic, bucură-te. Deci, dacă avem cumva niște cunoscuți eretici sau colaborători, nu trebuie să le zicem niciodată bucură-te, salut, bună ziua. Spune Sfânta Scriptură. Eu nu vreau să vorbesc împotriva acestei, a ceea ce spune Sfânta Scriptură foarte dur. Dar singurul lucru pe care putem să-l facem să nu avem legături de prietenie cu eretici. Istropul nostru ne-a pus cadrul pe nascheftun. Așa fel încât, atenție mare, să nu avem prietenie în așa fel încât să-i facem să se gândească de ce acest ortodox se ferește de mine și nu stă la masă împreună cu mine și nu vine în excursie cu mine și atunci și în felul acesta ne va da posibilitatea să îi explicăm, deci trebuie să îi explicăm de ce noi. Deci eu te evit pe tine, eu te evit pe tine pentru că ai aceste erezii, nu ești în Biserica lui Hristos. Asta pe care ai epicratit și emis practicul pe care canăm tu dialogul la mine și să ascultăm, emis canăm dialogul pentru romeo-catolicus, pentru paleocatolicus. Dar noi acum facem dialog cu catolici, cu protestanți. Și ne găsim, bineînțeles, la aceeași masă. Că vrișcăm să într-un mesiver în capul a lui Ethoi Echiston, Pancu, Erșo, Chisitusă. Și stăm pe aici, pe acolo și discutăm. De dreptu și leagă mă tot proiect, ca dimineața, de ca disperă. Nu le-am spus dimineața și seara, bună ziua și bună dimineața? Nu mi-a spus, s-a prepi, n-am mi-a din urmă, fidichea și chiar și smeru și eretipuși. Cred că nu trebuie să facem legături de prietenie cu eretici. Că am porumbă, la crepișul de chiaftin din afstinirii de la mine și aghiel, la fiul că până aghiel un patel. Și dacă putem să ținem această linie destul de dură a Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți. Acolo, chiar avem nu șcheretul. Για να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται στην αίρεση. Chiar să nu-i salutăm, dar să le spunem de la început sau atunci când prinde momentul de ce facem acest lucru. Cu toți?
credințele sau cu toți? Că sunt unii care s-au născut alalte. Meolus, Meolus ereticus, in afti puine, asumem, chemenas cu genitike protesti in erezii, asumem, tu zbarte catolicos. Meolus, canonica, oi erezii. Toți, toți au, toți au responsabilitate, toți, deci cu toți. Toți sunt eretici. Asta cu de abstirarea cu prevea spimanticis? Acestea, din punct de vedere al pastoralei, par niște chestii foarte dure, foarte... Chiar mă s-a cuvântor cafejitea de spimanticis? Și dacă ne-ar fi auzit, de exemplu, acum profesori de pastorală, de pastorație... Mă s-a recunoscut, asta avem porună din musică. Și ne-ar fi spus că lucrurile astea nu se pot ține astăzi. La ochile geografice, iar ei păterești, ei nu întâlce prea bine. Dar, dragilor, trebuie să știți că tot ceea ce scrie în Sfânta Scriptură și în Sfinții Părinți sunt lucruri care sunt valabile în orice epocă. Pentru că așa ușor am început să desfințăm toate. Întâi, hai că uite că săracul s-a născut în erezie, nu știe săracul, hai să vorbim cu el și așa mai departe. Și am ajuns la ecumenism. Așa este. Te ține. Dar se spune tot în Sfânta Scriptură, după o primă și a doua mustrare, deci vorbești cu el odată de două ori. Încerci să ai o comunicare pe cea mai bună în el. Lei opieții, în momentul ăsta se informa acolo, ala viața să spune aia că ar fi actor, că la nesigurile de talotis o actor, că ne aporiam, multe, se ne aia că ar fi care trebuie apotoprotoc, că de fără o să zici, și mătă-n eretico, pare tu. Așa este. Ερετικόν άνθρωπον με τα μία και δευτέρα μου θυσία παρελθού. Το παπρίμα. Αυτό σημαίνει όταν συζητούμε θέματα πίστεως. Fiți foarte atenți. Δηλαδή έχουμε σχέση μαζί του για να τον κάνουμε να γίνει ορθόδοξος. Acesta se întâmplă atunci. Δεν είναι γενικός για τη σχέση μας. Atunci când suntem porniți, avem duh de apostolic, ca să discutăm cu el. Când facem ierapostolat, țineți minte, adică atunci când noi ne-am propus să-l aducem pe acel eterodox la ortodoxie. O telepon ca noi ierapostolii. A mie a ziua foresc. Atunci când facem misiune ortodoxă, o dată, de două ori explicăm, mai aducem pe cineva, cum spune Scriptura, preoții bisericii, apoi, după aceasta, după a treia vorbire, îl lăsăm. Chepidici în tot legătul ecumenism. Și pentru că vorbim de ecumenism. Mă să spun de aflora că ne-a năspatriat și Constantinul Poreau. Vreau să vă spun că acest lucru l-a făcut Patriarhul Constantinopolului Ieremia al II-lea. Copios archise a filografie a mergus protestantes cu scafigitastis divinghis. Care a făcut, a început să facă schimb de scrisori cu protestanții din Germania. Și a fost un schimb de scrisori, al doilea schimb de scrisori, răspuns la scrisoare. Negramată? Da. Profetul aflu efeteatico. Deci au venit cu tot ce se putea teologic și patristic pentru a demonstra și spunea la această, ceea ce spuneți aici aveți dreptate, ceea ce spuneți aici este greșit. Și după ce două, trei ore aceștia și-au susținut cum că au dreptate, cum că erezia lor este adevărată, le-a scris o scrisoare și le-a spus pare rău, dar cu toată dragostea vă spun că voi nu puteți fi schimbați, sunteți mândri, sunteți... Travate pe drumul vostru și fiște nisipul. Mergeți pe drumul vostru și lăsați-ne pe noi în pace. Așa trebuia să spună și Biserica Ortodoxă în zilele noastre. La dialogurile acestea care țin 30, 40, 60, 80 de ani. Și care durează de, ca să spunem așa, foarte mult schimburi de scrisori și de lucruri fără noi. Tratate de drumul și afiște mai sigur. Ar trebui să le spun acum, mergeți pe drumul vostru și lăsați-ne pe noi în pace. El pijun noi ne de fără. Sper să fie ultima. Erezie și permis. Nu este și masonerie totodată? Absolut. Are pace cadenas parapunemenos na tintui proforica, din erotice. Dacă cineva simte că nu i s-a răspuns la o întrebare,
să răspund, să întreb. Deci, erezia și ecumenismul nu înseamnă și masonerie? Tocmai părintele a răspuns că IPA... Mai gătim așa mie, IPA de rog. Ala jupon, la pot de acces. Și ceva la mare lei vedi dita ne poli cu Grigorske rotai de discesi i masonia în ecumenism. Ești poli mega discesi. Dragule, să știi că legătura între ecumenism și masonerie este foarte mare. Se ne chemă la microfonisă în sinaxi ortodoxă de voi într-un text pe care l-a spus chemul de la într-un text pe care l-a făcut sinaxa noastră clericilor și a monahilor din Sfântul Munte și din toată Grecia. Chiar acum, acum câteva luni, scriem în acest text, având dovezi pe care le vom face publice, cum că fântâna ecumenismului este masoneria. Și vreau să-ți spun încă ceva, că Biserica Greciei a condamnat, a anatematizat masoneria. Și Biserica Română, cred că și Biserica Română. E Biserica Română. Mulți dintre români intră în structurile masoneriei și chiar preoți. Întrebarea ar fi, aceștia mai sunt creștini ortodoxi sau nu? Tinerotisine, polii romani, chiar venum esa sti masonia. Αυτοί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι ή αντίθετα το πιστό και δεν είναι πλέον ορθόδοξοι. Συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό. Διπατάτε στην Γκρέτσια σε αυτό το πράγμα. Αυτοί έχουν αρνηθεί το Χριστό και δεν είναι ούτε χριστιανοί. Δράτσιλο, ατσίστια, νου μα είναι χριστί. Σα ολεπατάτε ποτέ. Κι αν οι ίδιοι αποκαλύψουν ότι είναι μασόνοι. Și dacă ei își spun lumii că ei sunt masoni, υπάρχουν αποδείξεις ότι είναι μασόνοι, sau există dovezi clare că ei sunt μασόνοι, πρέπει η Εκκλησία, αν είναι κληρική, να τους καθαιρέσει. Trebuie Biserica, dacă sunt clerici, să-i caterisească. Κι αν είναι λαϊκοί, να τους αφορήσει. Și dacă sunt laici, să-i αφορήσească. Μόνο μία παρένθεση να πω τι σημαίνει αφόρηση, επειδή δεν ξέρουμε. Αφορισάνι, să știți că înseamnă a fi scoși din biserică, a fi oprit, în primul rând, a fi oprit de la Sfânta Împărtășanie. Deci a fi oprit de la Împărtășanie înseamnă a fi afurisit și deci această oprire este ești scos din Biserica Ortodoxă, nu mai ești din biserică. Și aș vrea să mai întreb încă ceva legat de subiectul ăsta. Și cum revine un mason pocăit la Ortodoxie? Poți să ένας μασόνος μπορεί που μεθανιώνει να ξανά γυρίσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Επειδή είναι βαπτισμένος χριστιανός. Pentru că μασόνος a fost botezat ορθόδοξ. Το βαπτισμό δεν κάνετε. Botezul, așa cum știți, nu se pierde. Γι' αυτό νομίζω πως μια ειλικρινή εξομολόγηση. De aceea cred că după taina Sfintei Spovedanii και από κήρυξη και άρνηση της μασονίας și după ce acesta la fel ca la lepădări se leapă de la ușa bisericii de ecumenism, mă lepă de ecumenism, ca fel cum te lepezi de satana, poate fi primit, există acest mod de a fi primit în biserică. Să știți că cel mai bine și cel mai bine, adică nu după economie, ci după acribie, aceștia trebuie primiți. Acesta este cel mai bun mod. Cel mai bun mod de a fi primit la Ortodoxie, acum am încercat să vă spun modul economic, acum vă spun modul de acribie. Prin taina Sfântului Mir. Deci ei, în mod normal, trebuie miruși. Dar pentru că, din păcate, sunt foarte puțini dintre masoni care se întorc la Ortodoxie,
Γι' αυτό δεν έχουμε πράξη επίσημη της Εκκλησίας. De aceea, deocamdată, nu există o hotărâre clară în această privință. Dar nu știu că în ανανέωση της χάριτος του βαπτίσματος. Dar este logic, este patristic. Ίσως είναι σωστό να γίνεται και χρήσμα. Pentru că el, în momentul în care s-a lepădat de Hristos trecând la masonerie, el a pierdut harul Duhului Sfânt. Ca să reprimească, reprimirea lui se face numai prin taina minungerii. Dar pentru că nu pot vorbi înainte, nu vreau să vorbesc, întotdeauna când vorbesc, mă informez citind foarte mult, acum foarte multe lucruri la bază. De aceea, pentru că nu sunt, vreau să vă spun 100% acest lucru. Acum, stați puțin. Ce înțelegeți? Nu poate să facă copii. Nu poate să facă sau îi abortează? Ea tine ca putem bolina ca în imperia, ea na fine mia timoria, ine mia martia, tu putem bolina ca în imperia. Oși, vreau ca mia martia, uite de timoria. Vă spun, nu este nici păcat și nici pedeapsă de la mine. Noi că nu se părea de aici. Asta a existat numai în Vechiul Testament. Unul se părea de aici, e a tehnică, e teorică, onii, copii. Numai în Vechiul Testament, faptul că cineva nu năștea copii era considerat a fi o rușie. E așa că thimaște ori imediată cu Azul Pohromul. De aceea vă aduc aminte că și mama Sfântului Ioan Bătăzătorul. Ierchia Elisabet. Sfânta Elisabet. Γράφει μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός τώρα που απέκτησε τον πρόδρομο σπούνε και ατούς και να ανασκούν στον πλέον του Ζητώρου μορφήρεσε την τροπή. Σπούνε τροπή να μην έχει τίποτα. Σπούνε και ατούς και να ζαμιστεί τον πέντε και την αντιμετώπιζαν αρνητικά όλοι οι άλλοι. Bineînțeles, prin legătura trupească între cei doi, că au avut o legătură trupească. Dar și închidirea fiindică și o cristianismul. Dar și în Noul Testament. Δεν έχουν πνευματικά πολύ μεγάλη σημασία τα παιδιά. Νόου Τεσταμέντ, νου αυτό είναι important, faptul de a... Η σωματική καρποφορία, η σωματική τεκνογωνία. Faptul că o femeie să poată să nască copii sau să nu poată să nască copii, nu este important pentru Noul Testament. Γιατί στο κάτω κάτω αυτό δεν είναι δικό μας κατ' όρθο, είναι ένα δάκι λεφό του Θεού. Acesta este dar de la Dumnezeu, nu este ceva care să țină de noi. Ο Θεός μας δίνει τα παιδιά. Dumnezeu este Cel care ne dă copiii, nu cât îi frână. Επομένως, όταν μία γυναίκα ή ένα ζεύγος δεν αποκτάει παιδιά, δεν έχει καμία ευθύνη. De aceea, atunci când o pereche de căsătoriți, de tineri căsătoriți, nu au copii, nu există nicio problemă. Σημασία έχει η πνευματική καρποφορία. Η importanță are nașterea de copii duhovnicești. Și πνευματική τεκνογωνία. Deci nașterea aceasta a unor copii, să ne facem copii duhovnicești, să înfiem copii duhovnicești. Deci toate fel trebuie în monahiești. Pentru că atunci ar însemna că maicile săracele sunt păcătoase. Nu este proprie de la copii. Care niciodată nu vor avea copii, nu? Mai dacă aveți cătirea mea. Vă imaginați că maicile să fie blestemate de Dumnezeu, că nu fac copii. Așteva nu se poate. Pare cu toți așa e schimnete și este să ne apărți să putem plăti. Există atâtea sfinte femei care nu au avut în viața lor copii. Pentru că o gândire ghinecă, Sizifos. De aceea, atunci când o femeie, soție, de la puctaie, nu poate să aibă copii, nu trebuie să aibă niciun fel de oarecare felimă de Dumnezeu, nu trebuie să se îngrijoreze, aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Că ne-a frutise, ne-a puctise pe nijocăru, agiotită, că aretezi, că e aftă o Feu, să crini, că ochi a napetise, polaie, liga, pădea, e ca nimeni. Nu se uită la câți copii a făcut, dacă a făcut 1000, 1, 10, cât Dumnezeu cât ți-a dat, și trebuie să se îngrijească de mântuirea sa și a celor din jur. Dar poate să fie să se lase voia lui Dumnezeu și să nu... Numise-te o tine ca la capina iur. Turne-ta pe diavoline, Catalimena, stăria fără intrima o posibilă să rămânie. Nu, nu știu că o să fie politică. De la tipul 1, atec ne se frate. A,
Perdea puterea, încercarea puterea pe perdea? Așa cum am spus, este foarte bine lucrul acesta, să înfiezi copii. Dorând eu fetești în capul perdea. Este foarte bine dacă poți să înfiezi copii. Și aceasta în Grecia o fac, nu numai familie. Vreau să vă spun că în Grecia sunt familii cu mulți copii. Familii cu mulți copii care au adoptat și alți copii pe lângă mulți copii care îi iau. Și să știți că faptul de a crește acești copii și de a te sacrifica pentru ei, atât pentru copiii tăi, cât și pentru cei luați din altă parte, este o mare, este mântuitoare. Mulțumim! Because